astăzi vom face ciorbă cu tăiței de casă. Avem nevoie de costițe afumate, morcov, ceapă, frunze de țelină tăiate, 2 linguri de bulion, 2 linguri de zarzavat, cartofi și 1 litru și jumătate de borș. Am pus carne la fiert. Adăugăm o lingură și jumătate de delicat. Am lăsat-o să fiarbă 15-20 de minute, după care adăugăm cartofii, ceapa și morcovul. Le mai lăsăm încă 10 minute să fiarbă, după care o să adăugăm frunzele de țelină, cele 2 linguri de zarzavat și cele 2 linguri de bulion. Le lăsăm să fiarbă. Între timp pregătim tăițelul de casă. Avem nevoie de un ou și 150 g de făină. Punem oul într-un bol, punem un praf de sare și o linguriță de ulei de măsline. Adăugăm făina. Am pus compoziția pe blatul de lucru, am adăugat făină, iar acum frământăm. Trebuie să aveți grijă în permanență să fie făină, dacă nu o să lipească. Am întins foaia de tăițel, am pus făină la mijloc ca să nu se lipească când rulăm foaia de tăițel. Secționăm în două. Iar acum tăiem tăițelul. După ce i-am tăiat, acum îi desfacem, deoarece există riscul să rămână cu coloș în supă.
Desfacem, după care vă punem într-o sită să eliminăm excesul de făină. Cerba este aproape gata. Adăugăm borșul, lăsăm câteva minute să fiarbă, după care vom adăuga și tăițel. Nu adăugăm tot tăițelul deodată, deoarece există riscul să se lipească. Și punem puțin câte puțin. Mestecăm, apoi iar adăugăm tăițel. Asta a fost rețeta